Am început să predicăm pe predica Domnului Iisus Hristos de pe munte. Și prin Harul lui Dumnezeu nu vrem doar să înțelegem ceea ce El ne-a învățat, ci vrem să și învățăm pe de rost cuvintele sale. De aceea, din nou vom face și în această zi ceea ce în duminicile precedente am făcut. O să citim din Evanghelia lui Matei, de la capitolul 5, de la 1 la 12, eu, primele două versete și apoi întreaga adunare. Toți care suntem aici, de la versetul 3 la versetul 12, repetând și repetând. Sperăm ca până încheiem cu versetul 12, prin Harul lui Dumnezeu să și știm aceste versete. Pagina în Biblie este 926, citesc eu primele două versete și apoi cu toții într-un cor vom citi cuvintele Domnului Iisus. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. 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 Vremea de afară ne trimite mai degrabă să mai tragem un boi de somn și știu că asta este o problemă, dar haideți să ne luptăm împotriva slăbiciunii trupești și să încercăm să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și după ce ne hrănim sufletește, plecăm de la casa Domnului spre casă și acolo cei care au nevoie pot să se întindă pentru o oră sau două. Dar aici haideți să încercăm să fim atenți, este cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce ne stă înainte. În această dimineață vom încerca să înțelegem. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Una dintre pildele care circulă între cei credincioși spune că odată Satan a ținut un garage sale și pe mese și-a pus toate uneltele sale de muncă. Și cine a dorit a putut și să meargă acolo și să cumpere, de exemplu, ura, sau crima, sau pofta, ce-a avut pe inimă și i-a plăcut. Dar, la un colț de masă, era o unealtă care nu avea inscripție, toate celelalte aveau inscripții cu ce reprezintă uneltele și care este prețul, dar la aceasta tot ce puteai să vezi era că e o unealtă foarte folosită și avea un preț mare, dar nu știai despre ce este vorba. Și atunci unul dintre oamenii care voia să folosească uneltele satanei i-a spus, ce este cu unealta aceasta, este cea mai folosită, vezi pe ea că a îmbătrânit deja și este cea mai scumpă? Ce unealtă este aceasta? La care Satan i-a zis, este descurajarea. Dar de ce descurajarea este așa de scumpă? A continuat omul. Pentru că, a zis Satana, nimeni nu știe că este unealta mea. Noi suntem descurajați de multele probleme ale acestei vieți. Și vin în valuri și câteodată ni se pare că nu mai putem să le purtăm. Ce se întâmplă atunci? Este la majoritatea dintre noi. Vine descurajarea. Și când suntem descurajați,
tindem să ne prăbușim. Cel mai teribil însă este când citim Cuvântul lui Dumnezeu și când descurajarea nu vine pentru că e prea greu de trăit sau prea multe sunt de dus, ci descurajarea vine când citim Scripturile și zicem, asta nu putem trăi. Așa ceva este peste puterile noastre. Iar versetul care ne stă astăzi înainte, o astfel de atitudine naște în cei care cu adevărat și serioși se apropie de Scriptură. Scriptura zice, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Dar putem noi să fim blânzi în mijlocul lumii acesteia violente? Și oare este adevărat că cei blânzi vor moșteni pământul? Și descurajarea începe să-și facă loc în inima noastră când ne gândim că așa ceva nu e pentru noi, e pentru sfinți, dar nu pentru noi. Ne întrebăm dacă putem să fim blânzi, că în lumea care ne conjoară este o lume a nenorocirii. Cel mai puternic este cel care învinge, cel mai viclean, sigur își rezolvă problemele. Cine știe să-i calce în picioare pe ceilalți să obțină avantaj, va trăi foarte bine. Cine știe să se învârtă, orice bine reușește în viață. Cine are gură mare și personalitate puternică, îi pune la punct pe toți și face ceea ce dorește. Cine minte, cine urlă, cine zbiară și este violent, acela câștigă, acela moștenește pământul. Este predica lumii de afară. Iar generația din care noi suntem parte este generația celor mai stresați oameni care au trăit de-a lungul istoriei lumii pe acest pământ. La momentul de față s-a făcut o statistică pe baza care sunt motivele de stres ale oamenilor. Și primele 7 sunt acestea. Presiunea cauzată de job, sănătatea, relațiile defectuoase, ca să nu zic cercurile, hrana neadecvată, ca să nu zicem fast food, și acum atenție, povara cauzată de media. Când te duci și te pui la televizor sau la internet, crezi că îți va aduce foarte multă relaxare, medical vorbind, se pare că pune stres. Mai ales când mi-a pus să navighezi internetul în toate părțile sau să butonezi la televizor, canal după canal. Când o să te culci, vei fi și nervos. Pe sigur. Și mai trebuie să adăugăm și lipsa de somn. Și în această dimineață am dat mâna cu câțiva dintre voi și unii aveau cearcăne. Și este duminică și ar fi trebuit ca ieri să fie avut timp să vă odihniți. Unii au cearcăne între noi. Acum, știți că 78% dintre oamenii generației noastre, din cauza stresului, ajung să aibă probleme de sănătate, fizic vorbind? Și 73% dintre noi ajung să aibă probleme... Frați și surori, suntem o generație sub stres. Și culmea, când fugim la Dumnezeu, când vrem să trăim pe calea Lui, când vrem să fim aproape de Domnul, dăm peste un astfel de verset, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, și ne-a descurajat. Pentru că cine poate fi blând? Suntem stresați, suntem nenorociți. Uită-te în Mircea ce-i lumea de afară. Cum adică de cei blânzi e ferice? Noi am înțeles relativ ușor că Domnul Iisus Hristos a pornit de la lucrul de bază zicând ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și cumva am înțeles ușor că atunci când venim smeriți înaintea lui Dumnezeu, când ne recunoaștem falimentul moral și spiritual, când venim înaintea lui și spunem, Doamne, suntem nimic, El se îndură, El lucrează, El ne umple prin Duhul Sfânt. A fost relativ ușor să înțelegem că, da, pare ciudat prima dată, dar, într-adevăr, cei care plâng, își plâng păcatul lor, plâng nenorocirea care este în lume, ei vor fi mângâiați, da? Asta cumva înțelegem. Dar cum să pricepem ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni nu cerul, ci pământul?
Descurajarea vine din cauza trei cauze, cel puțin. Prima cauză este pentru că ne uităm la noi și vrem ca noi să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu. Cheia a ceea ce ne stă astăzi înainte este secretul, dacă vreți, frați și surori, noi nu putem să fim blânzi de la noi înșine dorință. Pentru că ceea ce reușim pentru o perioadă să impunem cu puterea voinței, privațiunile care ni le impunem la un moment dat, ca aburul care crește și dă tensiune, la un moment dat va simți nevoia să explodeze și la un moment dat explodăm. Prin putere proprie, noi nu putem să fim blânzi. Iar secretul este că blândeția aceasta este o lucrare dumnezeiască făcută de Duhul Sfânt în oamenii care se golesc și spun: noi nu putem să fim blânzi. Doamne, ne plângem trecutul în care n-am fost blânzi. Știm că numai Tu poți să lucrezi blândețe. Duhul Sfânt, umple-mă, și când vine Dumnezeu cu puterea Lui, da, putem să fim blânzi. Și asta este una dintre cauze. Credem că noi putem, nu putem noi. Numai când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, când El ne umple, putem să fim blânzi. Și acum, ca unii care sunt necredincioși, care zicem că avem Duhul Sfânt, vreau să vă pun înainte ceea ce Martin Lloyd-Jones făcea ca un fel de avertisment pentru credincioși, și vă rog să vă gândiți cu atenție. El zicea așa: aceia dintre noi care spun că sunt creștini, spun că deja am primit Duhul Sfânt, ca urmare, nu avem nicio scuză ca să nu fim blânzi. A fi blânzi este o caracteristică produsă noi de Duhul Sfânt. Este roada Duhului Sfânt. Ne este oferită și este posibilă pentru noi toți. Bineînțeles, în dependență de Duhul Sfânt. A doua cauză pentru care noi zicem că nu putem să fim blânzi și suntem descurajați este că nu înțelegem la ce fel de blândețe se referă Domnul Iisus Hristos. Și asta o să încercăm imediat să clarificăm. Iar a treia cauză este: nu ne uităm cu atenție la fericita făgăduință pe care o conține spusa Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus, care afirmă lucrurile acestea, este, da, când zicea predica aceasta, era om în fața oamenilor, dar este Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu spune, înseamnă că așa este. Și atunci întrebarea este dacă credem lucrurile acestea și dacă ne lăsăm ca în mâna lui Dumnezeu, ca voia lui să se împlinească, deci să trăim această binecuvântare. Ferice, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Blândeția este un concept pe care îl putem împărți în patru aspecte. Și este ca o pizza care din patru feluri. Și pentru că știu că pentru unii, duminica, după ce plecați de la casa Domnului, masa de prânz este: dați un telefon sau opriți să nu spre casă la o pizzerie și serviți pizza. M-am gândit că ce-ar fi să punem lucrurile în forma aceasta foarte clară, sub ochii noștri. Și haideți să vedem prima felie sau primul aspect. Cum este blândețea aceasta de care vorbește Domnul Iisus Hristos? Primul aspect este blândețea. E o atitudine smerită și gentilă față de ceilalți, determinată de o corectă evaluare proprie. Adică atunci când ne vedem corect, atunci când am trecut prin ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a învățat, când deja suntem săraci în Duh, când ne-am plâns păcatul, atunci putem să ne raportăm la ceilalți și să fim blânzi. Cine nu-i sărac în Duh, cine nu își plăge păcatul și îl vede prin lucrarea Duhului Sfânt în viața lui, nu poate să fie blând. Blândețea a fost o atitudine a Domnului nostru, a Domnului Iisus Hristos. Și e important să subliniez asta, pentru că, în general, noi blândeția o vedem din perspectiva a fi blând, înseamnă ca cineva să fie slab, ca cineva să fie indecis, să fie timid, să lipsească încrederea în sine, să fie rușinos sau chiar să aibă o personalitate slabă. Și spunem că omul din afară care împlinește astfel de lucruri este un blând. Dar nu la asta s-a referit Domnul Iisus Hristos. Domnul ne învață că a fi blând înseamnă să ne vedem cum El ne vede și după ce vedem lăuntrul nostru ne vom raporta bine la ceilalți. O să mergem la ceilalți cum a făcut-o El, cu bunătatea aceea care i-a făcut pe oameni să se îmbulzească în jurul Lui. O să mergem cu gentilețe, o să mergem smeriți la ei. Și dacă vă uitați cu atenție la Domnul Iisus Hristos, El nu a fost așa tot timpul. Sunt două evenimente în viața Lui: când s-a ridicat ca un leu și nimeni nu a îndrăznit să-i stea împotrivă, atunci când s-a ridicat
împotriva celor care făcuseră din casa lui Dumnezeu o peșteră de tâlhari, s-a ridicat ca un leu. Și atunci când a trebuit să îi mustre pe cei care în ipocrizia lor îi batjocoreau pe oameni zicând că e cuvântul lui Dumnezeu și puneau peste ei poveri și erau bieți învățători morminte văruite, așa cum i s-a citit la începutul slujbei. Deci împotriva celor care făceau rău la semeni, ca un leu se ridică Domnul Iisus Hristos. Cuvântul pe care el îl folosește aici este în limba greacă praus și descrie pe cineva care își ține temperamentul, mânia și pornirile sub control. Cu alte cuvinte, a fi blând înseamnă putere sub control. E o calitate interioară, ceva ce denotă o tărie sufletească extraordinară. A fi blând, cum ne învață Domnul Iisus Hristos, e o tărie. O tărie pe care cuvintele nu pot descrie. Uitați-vă la Iosif. Ne spune Scriptura că în zilele copilăriei sale, de fapt era deja trecut de adolescență, dar în prima parte a vieții lui, frații lui au decis să-l vândă ca sclav, să scape de el. Și Scriptura nu ne spune deloc ce a fost în viața lui Iosif, ce a însemnat pentru el vânzarea, călătoria spre Egipt, dar Scriptura ne spune că a ajuns în casa lui Potifar și în casa lui Potifar Dumnezeu îl ia pe Iosif și îl trece la școala lui. Și acolo Iosif învață că Dumnezeu este mai presus de plăcerile păcatului, că Dumnezeu dorește curăție, că Dumnezeu dorește ascultare. Și după ce și-a învățat lecția, imediat Dumnezeu îl ia și l-aruncă în temniță. Și temnița este o nouă școală unde Iosif învață că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu ridică pe cine vrea, Dumnezeu coboară pe cine vrea, că Dumnezeu ce decide face bine și deciziile lui sunt înțelepte. Și după ce Iosif trece prin școala lui Dumnezeu, Dumnezeu îl scoate de acolo, din temniță, și îl face prim-ministru în Egipt. Și când îl vedem în poziția aceasta, când citim Geneza cu atenție, descoperim un om care este blând. Un om care a acceptat ca Dumnezeu să-i curețe inima, să dea la o parte mânia, să dea la o parte amărăciunea, să dea la o parte prejudecățile, să dea la o parte ideea că trebuie să se răzbune. Este omul care se vizuie pe Dumnezeu, care știe ce face și ce face Dumnezeu este perfect. Și acum, Scriptura ne zice așa, când era în poziția aceea de cinste, frații care la tinerețe l-au vândut sclav, au venit la ușa lui să ceară mâncare. Pentru că ei erau într-o perioadă de foamete. Și oricare alt om ar fi zis, v-am prins. Acum văd eu. Așa este? Dar Iosif este blând. Și când frații temători se duc la el și cumva așteaptă un pic de îndurare, Iosif zice așa fraților săi, fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce vedeți azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și i-am bărbătat inimile. Wow! Asta înseamnă pentru mine și pentru tine că atunci când Dumnezeu îngăduie lecții dure în viața noastră, Duhul Sfânt care vrea să ne facă blânzi, ne învață adevăruri profunde. Și doar învățându-le putem să fim smeriți, să fim gentili cu ceilalți. Se pare că aceasta este școala prin care trebuie să trecem, școala smeririi, dar Dumnezeu are un scop nobil, un scop veșnic. Despre Domnul Iisus Hristos, Evanghelistul Matei, la intrarea Mântuitorului în Ierusalim, citat din profeția făcută de Zaharia odinioară, spune-ți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Când Domnul Iisus intră în Ierusalim, este sfârșitul lucrării pe care a făcut-o aici, pe pământ. Urmează, cum numim noi, Săptămâna Mare, este săptămâna în care El va fi prins, arestat, va fi judecat, va fi batjocorit, va fi scuipat, va fi pălmuit, va fi lovit și după ce îl vor chinui, cum vor ei, îl vor lua și îl vor urca pe cruce. Este săptămâna care apoi se încheie extraordinar cu
învierea dintre cei morți. Și Domnul Iisus, prin asta, se descoperă înaintea tuturor care n-au vrut până atunci să-L accepte, că într-adevăr El este Dumnezeu. Dar, de ce este așa de important ce zice Matei? Când Matei a citat din Zaharia, deja Domnul Iisus a avut o lungă experiență cu evrei. Și experiența aceasta, Domnul Iisus niciodată n-a folosit viclenii. Nu a vorbit înapoi celor care l-au bat șoporit, celor care au vrut să întindă capcane, nu a amenințat. Domnul nostru și-a ținut gura închisă, însă s-a rugat. Și s-a rugat mult, și s-a rugat foarte mult. Domnul nostru s-a încrezut în Dumnezeu. A știut că Dumnezeu cunoaște starea, tratamentul prin care El trece și a lăsat ca Dumnezeu să facă dreptate. Domnul n-a avut gând de răzbunare. Frați și surori, Domnul nostru ne pune înainte exemplul Său. Și o să ziceți în această dimineață că suntem smeriți și că suntem gentil cu ceilalți și că suntem după exemplul Domnului Iisus Hristos și că suntem după exemplul lui Iosif. Vreau să vă zic înainte de a trece la al doilea aspect, că un slujitor al lui Dumnezeu, abordând problema aceasta a blândeții, s-a gândit să facă un fel de test. Și în testul acesta a pus înaintea adunării patru caracteristici negative, patru defecte de caracter. Și a zis că dacă aceste lucruri se regăsesc în viața noastră, n-avem blândețe. Și acum, atenție, dacă blândețea este lucrată de Duhul Sfânt și n-avem blândețe, dacă blândețea este lucrată de Duhul Sfânt și n-avem blândețe, uitați-vă care sunt aceste defecte de caracter. În primul rând, asprimea sau duritatea. Deci, în felul în care ne relaționăm la ceilalți, dacă îi tratăm pe ceilalți, dacă noi se găsește asprime, duritate, îi punem pe toți la punct și așa mai departe, nu avem blândețe. A doua calitate este, eu am intitulat-o hrăpăreț, pentru că rezonează foarte bine cu ceea ce intenționa acel om al lui Dumnezeu și cu explicația care vreau să o dau. Când au venit pe vremuri ajutoare în România și la biserici au fost chemați frați ajute și apoi au fost chemați cei din adunare ca să ia din ajutoare. Dacă ați fost acolo, și eu mi-ați fost, că de aceea vă aduc aminte, au fost unii care au prins pe toți ceilalți. Au vrut să ajungă primii, să pună mâna pe cei valoros, pe ce este important și să avem. A fost odată. Dar dacă eu și cu tine suntem între aceia care vrem să beneficiem primii și nu ne pasă de ceilalți, dacă vrem toate avantajele să le avem și nu ne pasă cum, suntem răpăreți, dar nu suntem blânzi. Al treilea defect este răzbunarea. Răzbunarea. Dacă suntem cunoscuți ca oameni prin fața cărora nu trece nimeni, care nu uită ce li s-a spus sau li s-a făcut. Oameni care vor întotdeauna să fie la egalitate cu ceilalți. Suntem răzbunători, dar nu suntem blânzi. Și ultimul defect, ultima calitate negativă este lipsa de control. Dacă mânia ne umple inima, dacă explodăm în diferitele situații prin care trecem, dacă pentru noi toți ceilalți sunt proști și tâmpiți și nu știu să gândească și numai noi știm și noi vrem să spunem și noi vrem să argumentăm, noi suntem orice de lumeți. Iar dacă blândeția este lucrarea Domnului Sfânt și noi nu suntem lumeți. Al doilea aspect, vă spuneam că e blândeția un concept alcătuit din câteva aspecte. Al doilea, blândeția este acțiunea de a pune binele și avantajele celorlalți deasupra ale noastre. Nu doar că trebuie să-i tratăm cu smerenie, să mergem la ei cu bunătate, cu gentilețe, dar înseamnă să ne vedem mai jos. Avantajele lor să fie deasupra, pe ei, pe ceilalți, să-i împingem înainte. Realitatea este că în loc să luptăm pentru binele fraților, nici măcar nu ne interesează cum ne purtăm cu ei și dacă ne spune cineva de ce ai zis așa sau de purtat așa, căutăm să ne justificăm, am meritat-o. Okay?
Realitatea este că trăim vremuri în care, în loc să lucrăm la extinderea Împărăției lui Dumnezeu, așa cum Domnul Iisus Hristos ne-a învățat, suntem foarte buni să organizăm tot felul de proteste, tot felul de articole, să le scriem cât mai acide, suntem gata să aruncăm cu vitriol pe oameni, mai ales pe oamenii politici care își fac deciziile. Oameni buni, cei din afară nu cunosc pe Dumnezeu, acelea sunt valorile lor, ei habar nu au de valorile noastre și a-i face în toate felurile nu ajută la nimic, e doar păcat pe viața noastră. Nenorocirea este că aruncăm vitriol și pe frați, și pe păstori, și pe misionari, și pe toți ceilalți. De ce să nu recunoaștem? Creștinismul de azi e în criză de blândețe. E în criză. Sunt oameni care reacționăm violent și de multe ori cu ură. Și uităm că noi am primit o chemare. Chemarea de a fi ca Hristos. Și l-a zis, eu sunt blând și smerit cu inima. Meditând asupra ceea ce înseamnă blândețea, Martin Lloyd Jones mai adăuga ceva. Omul care este cu adevărat blând este uimit că Dumnezeu și oamenii pot gândi cu privire la el așa de bine cum o fac și îl pot trata așa de bine cum o fac. Și când suntem blânzi și suntem uimiți de binele pe care Dumnezeu îl aduce peste viața noastră, atunci o să vedem binele celorlalți, avantajele celorlalți, înaintea anului noastre, pentru că nouă ni s-a făcut parte de atâta bine. Îți spune Scriptura despre Avram că a fost uimit de binele pe care Dumnezeu l-a dat în viața lui. Și Avram a început să umble cu Dumnezeu prin credință. Și Avram îl descoperă pe Dumnezeu și experiență după experiență cu Dumnezeu îl ajută să înțeleagă caracterul lui Dumnezeu. Și vine ziua în care Avram este pus în fața unei probleme. El este împreună cu nepotul său, cu Lot. Și păstorii lui Avram cu păstorii lui Lot încep să se certe pentru că amândoi sunt așa de bogați că nu e loc în câmpie pentru toate turmele, nu e iarbă pentru atâtea turme, nu e apă pentru atâtea turme. Și Avram putea, după legea de odinioară, să vină cu dreptul celui în vârstă, cu dreptul celui care este șef de clan, cu dreptul unchiului, cu dreptul celui care poate să poruncească și să meargă la Lot și spune, eu aici rămân, tu caută-ți loc unde să-ți pași turmele. Dar Scriptura zice, Avram e uimit de bunătatea lui Dumnezeu peste viața lui, știe că Dumnezeu îi poartă de grijă. Și Avram se duce la Lot, el bătrânul acel tânăr, el unchiul la nepot și se duce și spune, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot, Dumnezeu e uluitor de bun. Lot, Domnul e extraordinar în dragostea ce mi-o poartă. Eu am încredere în Dumnezeu. Alege tu primul. Alege tu primul. Parcă nu e așa de greu să fim blânzi în felul acesta ca și Avram. Dar ce ne facem în momentul în care ni se face nedreptate? Atunci când, da, vrem să fim ca Avram, uimiți de caracterul lui Dumnezeu, de binele care îl face în viața noastră, vrem să fim blânzi, să-i punem pe ceilalți înainte, dar ceilalți ne fac nedreptate. Moise, prima oară este, dacă vă uitați la el, confruntat într-un mod foarte abuziv de către popor. Și poporul îl vorbește de rău, poporul se ridică împotriva lui, e gata să o omoare, să fac orice. Pentru că poporul are pretenții. N-are încredere în Dumnezeu, dar poporul are pretenții. Ceea ce ne relatează Scriptura, ce relatează cartea Exodul, este că Moise nu s-a dus la Dumnezeu să-i spună, nu, acum nimicește, coboară foc din cer și topește. Nu. Apoi Moise este confruntat cu împotrivire din casa lui. Moise s-a căsătorit când fugise din Egipt. Și frații lui, Maria și Aaron,
se adună la o altă și se pun la bârfit. Că Moise s-a căsătorit cu o femeie etiopiancă. Păi cum se poate asta? Adică Moise ne învață pe noi să ne căsătorim cu oameni din poporul lui Dumnezeu, dintre evrei, și el se căsătorește cu cine vrea, știi? Asta da dreptate. Și se pun și vorbesc cel mai prin Moise și numai prin Moise. Moise nu se duce și zice, facem toată familia o întâlnire, discutăm, clarificăm. Moise se întrebe în Dumnezeu. Și când i s-a făcut nedreptate și din partea poporului și a familiei, Moise îl lasă pe Dumnezeu, Doamne, Tu știi nedreptatea, dar te chem pe Tine să rezolvi situația. Și din cauza aceasta, Scriptura ne spune despre Moise că, asta e numărul 12 cu 3, Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Dar cu aceeași blândețe răspunde și David când îi se face nedreptate. Scriptura spune că atunci când Absalom l-a luat de pe tronul lui, din casa împărătească și l-a alungat și David fuge cu o mână de ostași care încă mai erau credincioși, împreună cu el, în timp ce urcă pe muntele măslinilor, vine un om pe nume Shimei și începe să-l blesteme și să arunce cu pietre, după David, după fostul împărat. Și David, nu numai că e necăjit de ce se numește casa lui, dar uite acolo omul cum îl batjocorește, Abishai, unul dintre vitejii lui Israel, merge la David, împărate, lasă-mă să mă duc să nimicesc, cum îndrăznește acest om să te blasteme? Să-ți facă și el de dreptate, parcă nu-ți ajunge ce ai în casa ta. Și David zice, nu, nu, toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Nu, nu. Un astfel de răspuns este puternic. Așa-i? Asta e blândeția de care ne vorbește Scriptura. David lasă pe Dumnezeu. El știe că avantajele, ceea ce este bine pentru celălalt trebuie să fie înainte și dacă decât să facă rău și să se răzbune și altele din acestea, zice, lasă pe Dumnezeu. Cel gând e puternic. Este puternic pentru că apelează la Dumnezeu. Pentru că așteaptă răspunsul lui Dumnezeu. Puterea în blândețe nu e dată că omul își face dreptate, ci e dată că omul apelează la Dumnezeu. Și Dumnezeu rezolvă situația. Un tânăr care a plecat de acasă să-și facă o situație materială și muncise într-un alt oraș, a reușit să cumpere acolo o casă, a pregătit-o, a mobilat-o, tot ce trebuie acolo a cumpărat și a rezolvat. Se întoarce înapoi în localitatea de unde a plecat, pentru că acolo îi rămăsese logodnic. Așa cum, dacă totul este gata, el vrea să-și ia logodnica și să o ducă în casa pe care a cumpărat-o, el are job acolo, totul este bine și nu și-a anunțat logodnica. S-a întors mai repede pentru că a avut succes financiar. Dar zice, ce surpriză va fi să mă duc să-mi găsesc logodnica, să o iau în brațe, să-i spun, draga mea, am reușit, ne căsătorim și mergem la casa pe care am cumpărat-o. Și ajunge undeva seara târziu, spre miezul nopții, de fapt, în localitatea de unde a plecat și pasă alergător ca unul care de ani de zile nu și-a văzut logodnica, fuge spre casa ei și când ajunge în capătul străzii rămâne mirat pentru că vede toată casa logodnicei iluminată, aude muzică, vede oameni care dansează până în mijlocul drumului și când se apropie, de acum întrebându-se oare ce s-a întâmplat, poate o afla că vine el și s-au pregătit ca să fie bucurie, își vede logodnica în brațele unui alt bărbat. În momentul acela inima i-a căzut la pământ. S-a întors și niciodată n-a mai căutat-o. Domnul Iisus Hristos va reveni repede. Mai repede decât ne așteptăm noi. El s-a dus să pregătească o casă, că acolo unde este El să fim și noi. Și casa e pregătită, frate și soră. El este la ușă. Este gata să vină. Și acum, când va veni, va găsi un popor al lui o logodnică îmbrăcată în blândețe. Sau își va găsi logodnica în brațele necredincioase ale mâniei, ale răzbunării, ale vitriolului aruncat pe toate gardurile, că noi vrem să ne facem dreptate. Cel de-al treilea aspect al blândeții e blândeția, e calitatea de a accepta deciziile lui Dumnezeu fără murmuri. Blândeția nu are de-a face numai cu oamenii, blândeția are de-a face și cu Dumnezeu. A fi blând înseamnă, cu alte cuvinte, să avem încredere în Dumnezeu, că ceea ce El decide este bine. Înseamnă să ne bizuim pe Dumnezeu pentru dreptate, știind că metodele Lui de a lucra sunt spre curățirea noastră, transformarea noastră în chipul Său. Înseamnă
Să așteptăm de la Dumnezeu eliberarea, dar în inima noastră să știm că Dumnezeu are o etică, o morală desăvârșită. Că El este curat în orice aspect și că tot ce așteaptă de la noi este să ne punem în mâna Sa și chiar când nouă nu ne convine viața pe care o avem, să știm că aceea este spre bine. Cum? Asta este încredere că Dumnezeu știe. Profetul Isaia, abordând ideea aceasta, încuraja poporul zicând: cei nenorociți și cei lipsiți caută apă, cine este, li se usucă limba de sete. Sunt atâtea probleme în jurul nostru, parcă descurajarea ne cuprinde și vine Dumnezeu și ne încurajează. Eu Domnul îi voi asculta, eu Dumnezeul Israel nu îi voi părăsi. Dumnezeu nu ne părăsește în încercare. Așa că atunci când ți-e greu, fugi la rugăciune. Pune-te pe genunchi, caută-L pe Dumnezeu și spune: Doamne, Tu stăpânești, Tu domnești, ești suveran, știi problema cu care mă confrunt. Nu vreau eu, Doamne, vreau ca Tu să lucrezi. Nu vreau eu să zic ce trebuie făcut. Am încredere că Tu știi ce trebuie făcut. Frații și surori, este un aspect esențial. Că blândețe nu înseamnă numai să fim buni, gentili cu oamenii, să punem ceea ce este binele lor înaintea la binele nostru. Dar înseamnă să ne uităm la Dumnezeu și să zicem: Doamne, știi, noi nu suntem înțelepți. Noi nu înțelegem căile Tale. Dar avem încredere, așa cum a zis Domnul Iisus Hristos: voia Ta, nu voia noastră, voia Ta e bună. Voia Ta, nu voia mea. Cuvântul pe care Domnul Iisus Hristos îl folosește în limba greacă era pus în tot felul de alte contexte, precum îmblânzirea unui animal sau diluarea unui medicament care ar fi fost prea puternic, ar fi fost o travă și era folosit exact același cuvânt ca să diluiesc, de fapt, medicamentul și să-l iei spre însănătoșire, nu spre moarte. Cuvântul era folosit și pentru o voce calmă și blândă. Era folosit ca să desemneze o adiere de vânt lină. Și atunci, folosind o metaforă de Scriptură, a fi blând înseamnă să fim ca un oraș care nu mai are ziduri, în care Dumnezeu vine când dorește, face ce dorește și apoi Dumnezeu decide totul. Pentru că nu e niciun fel de împotrivire, niciun fel de încăpățânare. Mare credință, de aceasta este blândeția. Iată-L pe Domnul Iisus Hristos, grădina Ghețimani. El nu este robul lui Dumnezeu care să strige, care să facă gălăgie, care să se revolte. El este robul lui Dumnezeu care e zdrobit și în zdrobirea Lui zice: Tată, voia Ta să se facă. Ce mare putere, ce mare putere. Asta numai Dumnezeu poate prin Duhul Sfânt lucra în noi. Înainte să vă pun în față și ultimul aspect, vreau să vă împărtășesc câteva gânduri care mi-au cercetat inima. Un păstor a avut o fetiță de 3 anișori și fata asta s-a îmbolnăvit de cancer și a trecut în veșnicie. Și păstorul ăsta a fost foarte marcat și în perioada în care fata era în acel tratament înainte, în speranța că se vindecă, dar era tratament și apoi a urmat moartea, el a predicat și normal că predicile lui au fost foarte subiective, dar în predicile acestea, de fapt, își pune și frământarea inimii și una dintre predicile care m-au impresionat este: atenție, Dumnezeul tău este prea mare. Ce a făcut, de fapt? Este, a folosit o zi ca și aceasta și a chemat pe toți oamenii din adunare care vor să zică ceva, cum Dumnezeu i-a dezamăgit la un moment dat în viață. Cum Dumnezeu nu le-a ascultat rugăciunile, cum i-au cerut, de exemplu, protecție de la Dumnezeu și au avut parte de nenorocire, când au cerut de la Dumnezeu vindecare și nu avea niciun fel de vindecare și după ce toți și-au vărsat inima și au zis toate aspectele de care erau dezamăgiți de Dumnezeu, a venit și el lui păstorul lui și a spus și el povestea cu fetița lui care a trecut prin tot tratamentul acela chimitor de chimioterapie și a murit. Și după ce s-a întâmplat asta în adunare, păstorul a continuat, de fapt, căutând răspunsul în Scriptură. Și el s-a uitat la diferitele părți ale Bibliei unde este vorba despre oameni care ar fi putut să fie dezamăgiți cu Dumnezeu și a venit cu următoarea concluzie. El a zis așa: uiți în Scriptură și niciodată nu poți să ai o părere prea înaltă, prea mare despre Dumnezeu cu privire, de exemplu, la Sfințenia Lui. Niciodată nu poți să ai o părere prea înaltă despre Dumnezeu în privința dragostei Lui. Niciodată.
Niciodată nu o să poți să ai o părere prea mare în privința Harului Său. Nu. Și sunt multe alte aspecte. Dumnezeu e mult mai mare decât mintea noastră poate înțelege. Dar El continua și zicea, e o problemă la noi când avem o părere prea mare cu privire la voia lui Dumnezeu. Pentru că ne uităm în Biblie și ceea ce clar ni se spune că sunt minuni, noi le considerăm norma vieții de fiecare zi. Și cu alte cuvinte, Dumnezeu, da, poate să acționeze, poate să intervină Dumnezeu, poate să lucreze, că e clar și nimeni nu pune la noi ala asta, dar sunt momente în care Dumnezeu decide să încărie suferința și încercarea. Pentru că scopul lui Dumnezeu este ca să fie împreună cu poporul Său în acele momente dure și grele. Și El zicea, o părere exagerată cu privire la Dumnezeu va fi vătămătoare atât pentru credincios cât și pentru necredincios. Când înțelegerea noastră asupra lui Dumnezeu este exagerată, declarăm că Dumnezeu va face lucruri pe care El nu a intenționat să le facă, cel puțin nu cu regularitate și în toate situațiile. Și asta înseamnă, revenind la subiectul nostru, că plândeția e clipa în care Dumnezeu decide altfel decât este voia noastră. Și plândeția înseamnă că vom accepta voia lui Dumnezeu, fără murmuri, fără să vorbim cuvinte slabe și rele despre Dumnezeu. Și vreau să închei al patrulea aspect. Blândeția este singura metodă de moștenire a Pământului. Dacă ați fost foarte atenți, uneori o să puteți deja concluziona. Cel blând deja a moștenit Pământul. Întotdeauna cel blând este mulțumit. Întotdeauna este liniștit. Întotdeauna el are pace. Întotdeauna are încredere în Dumnezeu. Omul blând are pace și liniște în inimă, are pace și liniște în casă. Omul lui Dumnezeu are pace și liniște oriunde se întoarce, pentru că el urmează învățătura Scripturii și Dumnezeu onorează și cinstește aceasta. Ceilalți, cei violenți, uitați-vă cu atenție câtă neînțelepciune se zbat, aleargă și viața li se strecoară printre degete, mânie și stres și zdrobire și boală și nu mai pot și tot aleargă sperând să adune, să stăpânească și totul s-a dus, viața într-o clipită s-a dus. Dar cel blând deja a moștenit Pământul. Domnului Iisus Hristos, de fapt, citat din Psalmul 37:11, cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Și în același psalm, cuvântul lui Dumnezeu îl descrie pe cel blând, pe omul lui Dumnezeu, și spune că este cel care se încrede în Domnul, cel care își găsește plăcere în Domnul, cel care așteaptă în tăcere pe Domnul, cel care nădăjduiește în Domnul. Și când omul blând se bizuie pe Domnul, Scriptura zice că Dumnezeu îl face pe cel blând poporului moștenirea lui. Dumnezeu ne face moștenirea lui. Ne face moștenitorii săi. Și în mijlocul unei lumii care nu știe să-și trăiască viața, ci blânzi moștenesc pământul prin pacea lor, prin liniștea lor, prin tăria dată de Dumnezeu. Dacă am rămâne numai la lucrurile acestea, pentru că aici e valea plângerii, n-ar fi mesajul complet. Pentru că Domnul Iisus Hristos n-a legat prin ceea ce a zis lucrurile numai de acest pământ. El vorbește despre împărăția cerurilor. Și împărăția cerurilor are acel moment al împlinirii desăvârșite, când va fi un cer nou și un pământ nou. Și în pământul acela nou, când o să fim împreună și Domnul să dea să fim toți. Amin? Amin. Frați și surori, după 1.000.000.000 de ani, o să ne întoarcem în stânga și în dreapta și nu o să vedem decât oameni blânzi. Și după 500.000.000.000 sau miliarde de ani, când o să ne întoarcem în stânga și în dreapta, în pământul nou nu o să fie decât oameni blânzi. Pentru că cei blânzi moștenesc pământul. Și promisiune extraordinară. Acum, frate și surori, se cuvine să încheiem. Domnul Iisus Hristos spune, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. În
noi nu putem. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Și am rugat-o pe sora Valentina să pregătească o cântare. În timp ce vom cânta, haideți să ne lăsăm pătrunși de cercetarea, Doamne, vrem să îți aparținem ție, vrem ca noi să ne polim, ca tu să ne umpli de blândețea ta. Și pentru oricine care este aici, pentru toți cei care suntem în casa lui Dumnezeu, vreau să vă prezint pe acela care așteaptă ca să ne punem nădejdea în el, în mâna căruia așteaptă să ne predăm, cei care n-au mântuire la el să găsească mântuire, cei care sunt mântuiți să găsească la ajutor și nădejde și speranță. Domnul nostru a zis așa: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Cântarea numărul 10 e o cântare frumoasă și de laudă. Nu avem pian, dar o să pună și fără. Ne-a ajuns mie.